Mă ta cavaliera ordenului pentru vitejie, ai ajuns să te războiești cu o femeie care nu știe legi, nu știe nimic. Sigur, și mai competent și e seama cum procedezi. E amenințare sau ce vrei să zici? Nu te-ai lămurit. Nu-ți pare nedemn să te plângi la poliție pe femeia asta care nu înțelegi deloc legile? Cavaliera ordenului pentru vitejie, cu medalii, cu diplome de la Uniunea Avocaților. Auzi? E frumos să vă bați joc de omul. Dar cum ne-am bătut joc? Ți-am pus întrebări, omule, și ne-ai trimis la plimbare. Ți-am pus întrebări, te-am întrebat. Puteai să zici, băi, nu e adevărat ce spune ea. Sau a fost altfel, sau ați înțeles greșit. Care întrebări? Ne-ai trimis la plimbare, ca așa cum ai trimis cu ierul ăsta, așa ne-ai trimis și pe noi. Eu nu ți-am dat voie, în primul rând, să te intermit la mine. Singur n-ai avut voie, ți-am propus să vii în oficiu să ne lămurim cine ești. Cine-i doamna? Eu, într-adevăr, m-ați luat în surprindere, din două părți mă atacați. Da, dar vezi acum, te-ai plâns la poliție și a aplicat o amendă de 2400 de lei. Îți dai seama cât e pentru ea suma asta? Nu mă interesează. Așa e? Mine, da, nu te interesează. Mare vitejie e asta. Nu te hlizi așa, frasește, că ai o portare foarte urâtă. Bine că ne tai purtare bună. Avocat, procuror și ai plâns la poliție pe săraca femeie, în loc să o aperi sau să-i zici femeie. Și pe tine se cheamă judecată. Da, bine, bine. O să ne vedem mai des, o să fac mai multe chinouri cum a ta. Nu-i prima dată, nici ultima oară când vin la Căușeni. La revedere. Dacă vrei să mă vezi mai des, faci-mi serialul. Brăgoi od Căușeni. Conu Bârzoi, cavaler al ordenului de vitejie. Ce ai apărat dumneata cu așa atitudine? Ce-am puțin să dai o serioasă, să afli problema. Ordenul de pentru vitejie. Și vitejie. Și vitejie. Ia asta, să te plângi la poliție pe o beată femeie care ți-a cerut ajutor. Și nici polițaiul nu a venit, care ce colamnie, sărac, el harvar n-are pe ce lume trăiește. Dar cum îl cheam pe avocat, pe judec, pe polițist, ca să-l știe lumea? Decenco. Decenco, familia. Poate intrăm pe la el, la sector, să vedem ce e cu viața lui. Să întrebăm cine a venit. Dar ce, te-ai apucat de plâns? Da. Nu, eu cred că ai să anuleze judecătorul amenda asta. Și Bragoi o să conteste și o să veniți la Chișinău, la curtea de apel. Sau îți ceri un avocat și o să vină singur, fără dumneata, și o să anulezi amenda asta. Pare absolut aberant amenda. Ai văzut că polițaiul nici nu știe la ce dată s-a întâmplat. Da. Nici nu știe ce lege să-i invoci. Au scris acolo niște cuvinte aberante, fără noimă. El e la pensie, dar mai câștigă... El e la pensie, dar mai câștigă câte un ban. Da, da, da. Și ăsta e avocatul vostru, da? Avocatul de stat. Da. Da, de ce? El trebuie pe... Nu trebuie să... El tot pe asta s-a bazat. Dar de unde am strâns noi tăți varul ăsta?